Bună ziua, prieteni, bună ziua, bună dimineața, că e ceas nou. Prieteni, vreți să vă spunem și noi o bună dimineață corectă, o duminică faină să aveți. Facem și noi un vlog. Prieteni, vreau să vă zic că tot am văzut în comentarii, bine, nu toate, că nu le-am citit pe toate. Am tot văzut că na, comentarii, nu știu cum să le spun. Unii spuneți că e vrăjeală, că e Caterinca, că Lumina nu știu ce. Lumina chiar este la mine, Lumina de vreo două zile dorme la mine. Nu mai spune Florine că bucur Guzmani, că dorm la tine, că da. Sunt dat afară din casă. Nu este dată din casă, nu este dat afară. Și Guzmani așa, de o palmă sau cum. Nu mă pot să vede, stai un pic. Lasă că nu-i bine să se pară bine, Lumina. Nu-i bine să le pară bine, știi de ce? Nu-i pare bine. Știi de ce nu-i bine să le pară bine? Da. Că au copii. Și poate și copiii ei când o să crească, o să umble tot ca mine. Nu, mă, Lumina, lasă, nu mai vorbi așa. Da. Dar știi cum e vorba aia, să nu râzi de... Rău altuia. Lasă, se bucure, că a venit și vremea mea. Și când o să râd, eu o să plângeți voi. Prieteni, facem acest vlog pentru niște oameni care au comentat foarte urât. În primul rând, chiar v-am zis pe acel vlog cu Lumina că hai să schimbăm subiectul, că nu știu ce, să începem să vorbim cu Caterinca, cu asta, că știți că n-are rost să... A, bine, așa sunt eu, când fac un vlog, dar mai fac un pic de Caterinca, dar nu vorbim. Când e serios, serios, când e Caterinca. Eu chiar am glumit atunci cu Lumina, cu chiria. Și unele persoane chiar au luat-o în serios și au vorbit foarte urât. Cum că eu i-aș lua chirie lui Luminei pentru etaj. Nu, că nu dorm la etaj. Nu dorme, dorme cu bunica în cameră. Și unele persoane zic că a venit să stea la mine, că vezi, Doamne, că e mai aproape de chiar de cei sau... Zic dușmanii mei că lasă așa să umble pe stradă, așa merită, așa. O dorm aici, că aici am crescut, aici m-a crescut bunicul. Serios, mama? Da, eu. Nu aici a crescut? Că n-a crescut-o tatăl tău. Da, aici am crescut, n-a crescut la Mex în Vale, acolo, la aici. Dar asta aici unde dormeam? Micuță. Unde? N-avea pătuț. N-avea pătuț. În fotoliu. În fotoliu o băgam. Auzi cât de chinuit te lași, da. Nici pătuț n-aveam. Apă, Lumină, aveam și eu casa nouă. Și... Da, începe să mai mașină. Gata, hai. Prieteni, revenim un pic mai târziu. Uf, prieteni, mai revenim și noi. E greu, e greu, avem căldură mare, prieteni, vai de capul nostru, că Lucica cu Lumina. Vrea să vă spună ceva, prieteni, ia de la fața ta, am mâncat o ciorbiță de supă. Ciorbă de supă. Ciorbiță de supă de pui. O supă de pui. Nu, dimineața amicul de... Ciorbă de supă. Prieteni, vreau să vă spun ceva. Chiar am stat acum și am dezbătut niște amintiri așa. Vreau să vă spun că Lumina a fost crescută aici, de bunica, de bunica, de mama. Și Lumina este învățată să stea aici la noi. Și vreau să vă mai spun ceva. Voi știți că Lumina a fost crescută de Lucica? Lucica, câți ani a avut Lumina când ai venit în coace? 4 ani. 4 ani? 4 ani avei. 4 ani avei? Da. Dacă vrei, îți arăt și poza. 4 ani și după aia, eu l-am crescut pe nasi. Aveai 4 ani. Am crescut-o pe Lumina la vârsta de 12 ani. Da. Deci tu aveai 12 când ai venit în coace. Eu aveam 11 jumate. Cum mă, 11? 11 jumate. Atâta vii? M-am avut și eu, vedeți? Victime. Doamne, taci! Victime! Taci că aude protecția.
Aude protecția, vedeți? Eu 12 ani am făcut unde, acolo unde nu trebuia. Stai și că aude protecția, vine și o ia. Pe mine? Deci, Lucica, tu când ai venit aici, Lumina avea 4 ani și ea Lumina dormea aici. Da, pleca bunica. Dormea cu bunicul meu. Pleca bunica, umblea cu albătrân și Lumina rămânea acasă cu tine. Pe capul meu. Țin minte, avea Lucica niște sandale, stai că mi-am amintit. Avea Lucica niște sandale portocaliu ăla deschis, o pereche verzi. Verzi. Și costum verde avea. Și ții minte costumul ăla. Și luam sandalele, le luam de sus care acum trebuie să le plătești. Și atât o luam cu ei Da. Îl făcea plăcut. Nu lua tricou. Dar serios, tu nu purtai pantofi în mărimea ta. Tu luai pantofii lui mama, lui Lucica. Îmi plăcea aia cu toca, e mare. Și... prieteni... astăzi arăt pozele unde am eu cu bunicul. Să vedeți că aici am crescut. Mă, Lumină, mi-ai adus aminte. Hai să facem, să filmăm nunta. Ba, da, da, da. Nu cu, cu Lucica. Și aveam și o rochiță albă de mireasă. Să vezi, mi-a luat-o papă. Da. Uite, dragi prieteni, da, astăzi da, o să vă facem un vlog cu nunta mea. O să vă filmez ceva, câteva secvențe din nunta mea cu Lucica. Să vedeți, da, prieteni, cum arăta Lucica și cum arătam eu. Mamă, pe bune. Cum arătam eu? Ce slăbănoagă erai, ce micuț. Da, dar nu era că ce aveam la gât. Era situația frumoasă. Nu, mamă. Ei. Am făcut aici o dezbatere. Lumina. Ai uitat că a crescut o Lucica. Lucica când a venit aici, Lumina avea 4 ani. Și tu plecai cu tata și... îi făcea orez cu lapte. N-aveam odină cu orez cu lapte la 12 din noapte, Lumina. Când ai de gând să plătești orezul ăla? Că nu știu, nu mai mult. Acum. Acum am îmbătrânit și eu. Trebuie să-mi faci și tu orez cu lapte. Mănânci? Da. Mama, astăzi o să facem niște secvențe din nunta mea, o să le arăt la prieteni, da, o să le arăt cum... vine pe capul meu, vine prieteni. Ce arăta Lucica, cum arăta Lucica și ce cum arăta mea. Dar tot pe câmpia, eram creață. Era atâta. Cum sunt și acum acolo. Era micuță. Da, să vedem pe Lumina, să vezi ce breton avea. Da. Avea Lumina un breton, vai de capul meu, prieteni, o să fie show. Să povestească. Nu, povestește cum ai pierdut la Severin. M-am dus la Severin. Pune camera pe ea. Cu bărbatul meu și cu Lumina. Lumina avea o rochiță, un capodaș și așa... parcă o văd. Albu de dantelă. Și părul ridicat așa, legat. Și am intrat în magazin. Când am intrat în magazin să cumpăr niște gresie cu bărbatul meu, ea a ieșit afară, în fața magazinului, era o bordurică, un rund. Și ea se juca pe acolo, dar nu se ducea în stradă, se juca. Tot mă uitam la ea, tot mă uitam, se juca fata. Odată a dispărut. Când ies afară, lumină, nu mai e lumină, cum a fugit și acum. Era de mică dispărea. De mică a fugit. De mică dispărea. Deci tu de mică... Și după aia, fraților, să vă spun ce a făcut. Bărbatul meu a strigat, Lumină. A pus mâna la inimă. Și m-a înjurat. El în viața lui nu jura. Și m-a înjurat. Zice, fata mea, unde e? A dispărut. A luat-o, cine a luat-o? Să cadă jos. A făcut așa cu geapele de pe el. A luat o femeie, ții minte? A luat o femeie de mânuță și a dus-o pe stradă, departe, și a dat colțul. Femeia aia. Mă lua de mână și eu povesteam. Să mergeam cu racanul Leonardo, da. Eu povesteam. Și a luat-o după un colț. Pe urmă eu am căutat și am căutat și am picat jos. Și stăteam pe bordură, nu mai puteam. Dar bărbatul meu, mă femeie, a văzut-o de departe. Mă femeie, oprește, lasă fata, dă-o drum că te omor. Și a lăsat fata de mânuță și a fugit. O luase femeia aia. O luase femeia, unde se ducea cu ea. Mă pierdusem eu. Mă pierdusem, mă luasem așa, mă jucam pe lângă bordură, era măricică. Da. Și eu întrebam pe femeia aia, unde e papul meu, papa mea, unde-s?
De mică nu ai cu dispărut. Și unde e papul meu? Am încercat-o când am luat-o, n-am bătut-o, că n-o bătea bărbatul meu. Și pe urmă i-am zis, m-a supărat pe ea. A pus ochii jos, de la Severin până acasă n-a ridicat capul. Da, Lumina, cât erai de mică, tu scuteai sufletul, de ce? Îi zicea bunicul până acasă, te luasă femeia aia că vrea să facă mici, de ce să facă mici? De atunci, prieteni, Lumina dispărea, apărea și dispărea. Deci, nu e prima dată acum, nu e prima dată, a doua oară. Iar ea la top fund, e tot așa. Da, dar top fund, s-o iei numai pe Lumina, să nu-mi faci pe mine. Vreau să mulțumesc la Top Fun că pe mine nu m-a... Nu, nu, nu. Păi nu știu, mai e Top Fun și a făcut alt canal. Sunt două, trei. Da, acum sunt mai tot multe. Tot ăla e, tot. Te-a văzut că ai apărut și tu. Nu am văzut. Ba da. Da. Prietenul Lumina era foarte rea de mică. Îmi scotea să fii pe afară. Ce ne faci, mama? Nu doresc că am o niște vază, maică, la murat. Că goli bidonul ăsta de vază și vreau să mai pun altul, să fie acolo. Să crească acolo, să mai mâncăm cu carne. Mă, Lumine, dar tu vei așa, să te duci, să te plimbi, de atunci ai rămas așa. Era mică, mă jucam afară. Nu știu cum am făcut, nu mai știam unii magazin unde e bunică. Nu vreau să te plimbi, să pleci. Să întrebam pe aia, dar aia mă luasă de mână și mergea cu unii. Și întrebam, unde e papul meu, papa mea, unde sunt? Deci ia lăsa aia, deci Lumina, zile la prieteni de ce a venit aici. Și că am văzut că tot au comentat niște prieteni că vezi, doamne, ai venit aici ca să fii mai aproape de gardul vecin, de nu știu ce. Nu, 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 am venit nu, aici prieteni. Că m-am certat cu Dănuț. Și ei mi-a vorbit urât, a zis nu știu ce, nu mai puteai, nu, mi-a zis să arici, nu are de ce. Și am plecat. Nu, prieteni, vreau să vă zic că ea se simte mai bine aici, pentru că aici e tratată mai bine. Aici am făcut și e învățată să stea la... Acolo pe bune tot tipul, numai intențiune, numai venea de nu supărat, da, aș vrea să ne vii pe ea, ăla venea supărat, aș vrea să ne vii pe ea. Mă, dar și la nuntă n-aveam o dină de tine și a luat și ea ca pod mic de mireasă, că m-a fost pe mine mireasă. Dar ce tu vei, eram domnișoară de onoare mică. Domnișoară de onoare mică. Vă dați seama, scotea sufletul. Această Lumina. Vreau să vă spun că Lumina de 12 ani, micuță, bine străcuă. Nu mai plinge, mama. S-a dat-o lui eu și a crescut-o patronul. S-a dat-o bărbatul meu aici. Da. Și uite, ce să mai zic? Mi-a rușine de Leo când a venit acasă și întreabă de ea, unde e Lumina? Ce să mai zic? Nu, nu, unde e? E aici la tine. Da, e aici, dar cu zi înainte eu duc pe Lumina. Nu, mamă, ori aici, ori la ea acasă, tot aia e, uite, doar gardul desparte. Desfacem gardul. Hai, fată, să desfac gardul. Și mi-e rușine, ce să zic și de patroana, mi-e rușine. Desfacem gardul. Desfacem gardul. De la zi, mă? Dacă vrei pentru tine, da. Pauze, prieteni, mergi Lumina. Puteți, Duma! Tenzezi, Duma, ca nu fund. Să treci peste asta. Pură repede. Nu, să nu treci peste asta, chiar te rog. Ia, ce frunză, mamă. Să-mi pun o asta. În cap. Zicea, toată nunca lumea. Mai. Pune mamă pălărie în cap. Asta când făceam și eu un... Pe picioare. Pe TikTok da. Când făceam și eu... Auzi, bă, nu, pe mi-a spus o femeie... De ce râd? Eu râd tot timpul. Că pe picior să punem frunză așa. Hai mă, lasă-ne. Nu, ale cu... Trece. Hai, prieteni, să știți că revenim cu niște filmulețe de la nunta mea cu Lucica. Hai, vă mulțumim frumos că ne urmăriți și că sunteți alături de noi. Vă rugăm să fiți mai buni în comentarii. Da. Hai, vă mulțumim, vă dorim o duminică plăcută și... Și tot ce s-a vorbit, ce s-a vorbit aici, pune totul exact cum e. Adică, nu, dar... Tot ce s-a vorbit aici a fost un pamflet. Trebuie... tratat ca atare. Hai, vă mulțumim, o zi bună, la revedere!